După o perioadă în care a funcționat cu deficit de personal, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea posturilor libere. Cadrele militare trecute în rezervă, care au toate calificările necesare, pot aplica pentru ocuparea unui loc dintre cele 74 disponibile, atât la Garda de Intervenție Giurgiu, cât și la subunitățile din județ. Înscrierea candidaților se face în perioada 3 până pe data de 11, 11 fiind ultima zi. Urmează pe urmă o perioadă în care candidații își vor completa dosarele personale. Data limită până când aceștia vor putea depune dosarele este de 16. Vor mai urma de asemenea o serie de activități specifice încadrării posturilor vacante. Mă refer aici la testarea psihologică. Concursul se va desfășura în perioada 23-31 martie și va consta în probe de evaluare a performanțelor fizice, test scris și un interviu structurat pe subiecte profesionale. Pentru probele fizice, de evaluare a performanțelor fizice, am optat pentru parcul din imediata apropiere a hotelului Staua Dunării. Pentru probele scrise avem acceptul să le putem desfășura în Amfiteatrul Școlii Generale numărul 8 din municipiu și la sediul SC Nova Force din zona liberă. Iar pentru interviu, acesta se va desfășura la cele două locații ale noastre, respectiv locația din strada Uzinei numărul 48 și din strada Doroban numărul 19. La detașamentul Giurgiu sunt disponibile 12 posturi de subofițer operativ principal și 6 de conducători auto de autospeciale. Alte 4 posturi de subofițer activ, pompieri, sunt disponibile la Colibaș, în timp ce la Bolintin Deal sunt scoase la concurs 16 posturi. La Mihăilești se caută 11 subofițeri operativi și 3 conducători autospeciale, la Roata de Jos 15 subofițeri și 7 conducători autospeciale, iar la subunitatea Colibaș sunt disponibile 4 posturi de subofițer operativ. Toate detaliile despre condițiile de înscriere pot fi găsite pe site-ul instituției www.isugiurgiu.ro la secțiunea anunțuri.